În fiecare an, pe 13 octombrie, se sărbătorește Ziua Internațională pentru reducerea riscului la dezastre. Astăzi, reprezentanții ISU-OLT au desfășurat o serie de activități de informare și prevenire pentru a marca evenimentul. Acțiunile au început cu o conferință de presă la sediul ISU, în care adjunctul inspectoratului a vorbit despre Ziua Internațională pentru reducerea riscului la dezastre. Dezastrele sunt determinate de riscuri ca evenimente rare și extreme, apărute în mediul natural sau generate de activitatea umană, care afectează negativ viața oamenilor, proprietatea, mediul sau activitatea social-economică. Riscurile naturale la nivelul județului Olt sunt reprezentate de fenomene meteorologice periculoase, furtuni, inundații, secetă, înghețe și fenomene distructive de ordine geologică, alunecări de teren, cutremure de pământ. Ziua Internațională pentru reducerea riscului dezastrelor naturale ne amintește să fim informați, să fim pregătiți și să luăm măsuri pentru a proteja viața și bunurile noastre în fața riscurilor naturale. În 2024, tema propusă de Organizația Națiunilor Unite este implicarea copiilor și a tinerilor pentru comunități mai reziliente la dezastre. Pentru a marca Ziua Internațională pentru reducerea riscului la dezastre, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Matei Basarab județului Olt organizează o serie de activități cu tematică specifică privind popularizarea, conștientizarea populației cu privire la riscurile specifice din județul nostru, reducerea lor, precum și la modul de comportare în diferite situații de urgență. Astfel, astăzi, vom organiza acțiuni de informare preventivă, lecții de acordare a primului ajutor de bază și exerciții de evaluare în unitățile de învățământ. La sediul ISU-OLT a avut loc ziua porților deschise, iar copiii au putut vedea autospecialele și dotările salvatorilor olteni, cu ajutorul cărora aceștia intervin în caz de dezastre naturale. Cum ți se pare munca de pompier? Bună! Bună, grea sau ușoară? Mai mult grea. De ce ți se pare greu? Pentru că stingi focuri. Pentru că focurile sunt foarte riscante. Astăzi am văzut pompierii, am văzut și câinele, am văzut multe chestii. Am venit să vedem mașinile de pompieri. Și îți place? Da. Ce-ți place? Câinele de vânătoare. Frumos. E grea? E ușoară? E grea. Cei de la Smurs știi ce fac? Duc oamenii la spital. Au fost organizate mai multe activități pentru elevii din școli, respectiv lecții de informare preventivă, exerciții de evacuare, dar și exerciții de acordare a primului ajutor medical de bază. Activitățile vor continua în acest sfârșit de săptămână. În weekend, astfel de activități vor continua în Parcul Tineretului din Slatina, dar și la Caracal, în Parcul Constantin Poroineanu. Pompierii vor ca tot mai mulți cetățeni, în special copii, să știe cât mai multe informații privind reducerea riscului la dezastre.